Tradițional, în fiecare an, în Casa de Creație din Înglodeni are loc Eminesciana, concurs de declamare a poeziilor scrise de marele poet român Mihai Eminescu. Recent, declamatorii amatori din instituțiile preuniversitare de Raiuni au avut ocazia să-și demonstreze talentul în incinta Casei de Creație. Cu ce opere au evoluat tinerii declamatori și ce premii au obținut, aflați în reportajul ce urmează. Iar acea turturică eram eu. Mă transformasem într-un copil alb și micuț, cu aripi de îngeri. Anual, în incinta Casei de Creație este organizat concursul Eminesciana. Acest concurs are drept scop promovarea operelor marelui poet în rândul copiilor. La eveniment au participat elevi din circa 17 instituții preuniversitare din Raionul Glodeni. Din fiecare ciclu gimnazial și liceal s-a prezentat câte un copil. Eminesciana este un concurs organizat tradițional în fiecare an și are ca scop să evidențiem copiii talentați, să le stimulăm spiritul creativ și cognitiv pentru a studia literatura. Fiecare copil este apreciat după anumite criterii, ținuta scenică, memorarea, expresivitatea și altele. Participanții la concurs au declamat opere în proză și versuri ale marelui poet. Potrivit lor, marele poet rămâne pentru ei cel mai valoros reprezentant al literaturii noastre. Pe ochii mari, bătând închiși, pe fața ei întoarsă, ea îl privea cu un surâs, el tremură în oglindă, căci urma adânc în vis, de suflet să-i se prinde. Merit eu oare mai mult de la un înger, decât cu al lui privire, eu sufletul să-mi sânge. Ce sunt? Un suflet moale. M-a determinat să particip la această eminesciană toate poeziile și prozele pe care le-a scris marele poet Mihai Eminescu. După părerea mea, eu cred că Eminescu a fost, este și va rămâne mereu în amintirea noastră. Pe mine m-a motivat să particip la acest concurs dragostea pentru Eminescu, pentru opera sa, pentru poeziile care le-a scris pentru copii. Ca să părinții să fie amândri și pentru că îmi plac poeziile. Pentru cea mai bună recitare și prezență scenică, Direcția Tineret, Învățământ și Sport a oferit diplome de onoare și premii bănești în sume de 100 lei pentru locul 1, pentru locul 2 80 de lei și 50 lei pentru locul 3. El tușește, își încheie haina plină de șireturi. Să iertați, boieri! Ca nunta, să pornim și noi alături.